Accident infernal pe șoseaua Chișinău-Strășeni la ieșirea din satul Vatra. 5 oameni au murit, iar un copil este în stare gravă la reanimare după ce 2 mașini s-au ciocnit frontal. Potrivit primelor informații oferite de poliție, pompieri și medici, 4 dintre victime, printre care și un copil de 2 ani, s-au stins pe loc, iar a 5-a victimă, un bebeluș de 1 lună, a murit la spital. Un copil este internat în stare gravă la spitalul Valentin Ignatenko, iar alți 5 răniți sunt la spitalul de urgență. 6 ambulanțe au fost prezente la fața locului, iar salvatorii lucrează acum la descarcerarea cadavrelor prinse între fiarele mașinilor. Zona a fost blocată, iar pe șosea s-a format un ambuteiaj de peste 1 kilometru. Cauzele preliminare sunt viteza excesivă și faptul că una dintre mașini ar fi ieșit pe contrasens. Cu mai multe detalii revenim pe site-ul protv.md.